Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Au fost alocați bani pentru reabilitarea sălii polivalente Nadia Comăneci. Campioana Mihaela Valentina Cambei, cetățean de onoare în Dofteana. Incredibilă măsură luată de primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Vești bune la finalul anului 2022. Aceasta a fost comunicată chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, prin care anunța că a fost aprobată finanțarea pentru reabilitarea completă a sălii polivalente Nadia Comăneci. Ne-a fost aprobată finanțarea în valoare de 4.770.509.91 lei pentru reabilitarea completă a sălii polivalente Nadia Comăneci. Aceste măsuri vin după ce în acest an am investit din bugetul local 1.200.000 de lei pentru dotarea sălii în vederea autorizării ISU. De asemenea, am primit finanțare în valoare de peste 2 milioane de lei pentru reabilitarea grădiniței Năzdrăvanii, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Acesta a mai spus că speră că anul 2023 să fie cel puțin la fel de bun ca 2022. Acesta a mai transmis sărbători binecuvântate. În ultima zi a lui 2022, administrația publică locală a comunei Dofteana, în cadrul festivalului de datini și obiceiuri strămoșești, a decernat tinerei campioane Mihaela Valentina Cambei titlul de cetățean de onoare al comunei Dofteana pentru meritele deosebite în promovarea localității în care s-a născut și s-a format tânăra campioană. Dau citire încă o dată, după cum vă spuneam, hotărârea 195 din 27 decembrie 2022 privind acordarea titlul de cetățean de onoare al comunei Dofteana, domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, care rog să vină alături de mine și să urce aici pe podium, pentru rezultate deosebite obținute la competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice. Se aprobă cu un număr de 17 consilieri prezenți, așa, acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Dofteana. Cu această ocazie, țin să mulțumesc Consiliul Local care a aprobat în unanimitate cu 17 consilieri și au promovat, totodată și au aprobat, un premiu în bani de 5.000 de lei, deci 50 de milioane în bani vechi, din partea Primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a plecat de la o vârstă fragedă de acasă, de mijlocul părinților, are 20 de ani, stă imediat aici, în imediata apropiere, are un CV aici, dar n-aș vrea să-i dau citire, decât vreau să vă spun că a fost premiată, scrie așa, multiplă campioană națională la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la juniori, la Jocurile Olimpice de Tineret, locul 1 și locul 3, campioană europeană la juniori, campioană europeană iarăși la juniori, campioană mondială la juniori, campioană europeană la seniori, campioană europeană iar la juniori, campioană mondială la seniori. Iar în anul 2022, unde-i domnul? În anul 2022, la Bogota, în Columbia, a obținut medalia de argint. Medalie de argint și acolo a primit un premiu, sigur, toți dumnealor au fost premiați. Nu puteam să stăm nepăsători conducerea Primăriei Comunei Dofteana, întrucât această domnișoară a dus numele de Dofteana în Columbia, în Bogota. Acest antrenor, Ghiță Maftei, această doamnă care o vedeți aici, doamna Ingrid Distrate, care este președintele clubului sportiv Onești, care i-a acordat maximul de atenție. Domnișoara, știți că provine de aici, din localitatea noastră, dintr-o familie de oameni simpli, în care i-a acordat primul sprijin și au dus-o la clubul sportiv. Dumnea ei, cu multă sârguință, cu multă pricepere, cu multă îndemânare, s-a urcat pe primele locuri
și ne onorează pe noi în calitate de reprezentanți ai comunității și nu numai, avem asemenea nume în localitatea noastră. Domnișoara, felicitări! Din partea noastră, prezentați dumneavoastră, doamna viceprimar, o plachetă, o diplomă. Bacău, domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Onești, Bacău, în semn de recunoștință și prețuire pentru rezultatele sportive deosebite obținute la competițiile sportive naționale, europene și mondial-olimpice prin practicarea sportului de performanță halter. Felicitări, domnișoară! În mână și această bachetă, vă rog să aduceți florele. Iermânăm o frumoasă floare domnișoarei și doamnei Ingrid, președintele. Vedeți, dumneavoastră, poate spuneți faptul că, băi, dar stăți și un pic la antrenor, chiar nu las nimic, oricum nu o să-l las chiar așa, fiecare vor fi la momentul respectiv. Deocamdată astăzi nu vă dau sfaturi, dar vă dau multe felicitări și la mai mare. Emoțiile Mihaelei Valentina Cambei au fost cu atât mai mari cu cât alături de ea a fost antrenorul acesteia, Ghiță Maftei, dar și directorul Clubului Sportiv Municipal Onești, Ingrid Istrate, secretarul general al Federației Naționale de Gimnastică a României. Vreau să mulțumesc domnului primar, fiindcă mi-a dat ocazia să vă mulțumesc dumneavoastră părinților, care ne-ați permis intrarea în curțile dumneavoastră, care ne-ați acordat încrederea și ne-ați dat copiii dumneavoastră, fiindcă nu doar Mihaela este sportiva Clubului Municipal din Onești, ci mai avem niște copii care sunt toți medaliați național și sperăm să urce cât mai sus, dar astăzi este vorba despre Mihaela. Mihaela care de 10 ani de zile a plecat de acasă, care a venit în curtea clubului și de 10 ani muncește cu foarte mare seriozitate și disciplină. Și ceea ce a realizat Mihaela la momentul acesta au realizat foarte, foarte puțini sportivi. Și de ce vă spun asta? Fiindcă Mihaela este încă junioară. Mihaela anul acesta a reușit să aibă 3 recorduri europene la juniori și nu numai atât, a plecat în Columbia la campionatul mondial de seniori, junioară fiind, și au reușit să urce pe podium la locul 2, de aceea eu m-am dat jos de pe podium, că am zis că podiumul nu este al meu, este doar al Mihaelei și vreau să cred că va rămâne pe prima treaptă a podiumului. Mihaela a reușit la acest campionat mondial să obțină inclusiv recordul european de seniori. A muncit foarte mult și muncește foarte mult. Eu știu și am spus de fiecare dată că acest lucru o obligă în continuare, o obligă să ducă numele localității Dofteana, a Oneștiului și a României mai departe. Noi ne punem toate speranțele în ceea ce înseamnă performanța Mihaelei, iar eu la momentul acesta pot să spun că pot gira că Mihaela ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Trecând peste emoțiile inerente, tânăra sportivă Mihaela Valentina Cambei a mulțumit părinților, comunității din Dofteana, primarului Ioan Bujor, dar și tuturor celor care au crezut în ea. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru această primire, pentru acest titlu unic de a fi cetățean de onoare a comunei Dofteana. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului primar, doamnei viceprimar, doamnei Ingrid Istrate, domnului antrenor și antrenorilor mei de lot, și nu în ultimul rând părinților mei care mi-au dat viață. Nu mă așteptam să pot urca pe cele mai înalte trepte atât de repede, eu fiind junioară. Și pentru mine asta este o mândrie. Sunt foarte mândră că fac parte din Comuna Dofteana, pentru că reprezint Dofteana și reprezint țara România. Mi-aș dori ca și fratele meu Lucian să ajungă la fel de departe ca și mine, sau chiar mai mult. Ceea ce vreau să promit este că după calificarea de la Jocurile Olimpice să mă întorc cu o medalie de acolo.
La finalul lui 2022, Centrul de Cultură George Apostu din Bacău a găzduit adunarea anuală Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș. A fost un moment de analiză, un bilanț al asociației, dar și un moment de neuitare a datoriei sfinte pe care o are asociația față de eroii patriei. Am sentimentul că este nevoie să ne întoarcem, să ne întoarcem mereu spre Marea Credință, să ne întoarcem mereu spre biserica noastră creștin-ortodoxă, spre creștinismul care, de fapt, a dat naștere una dintre cele mai puternice societăți din lumea, de peste lume, și aceea a fost lumea europeană. Lumea europeană s-a clădit pe credința creștină și ea trebuie să dureze pe această credință creștină. Cine gândește altfel, gândește pentru o altă lume, pentru o lume a distrugerii, pentru o lume care nu poate să-și reconstruiască propriile valori, pentru oameni care trebuie să înțeleagă că trebuie să-și construiască templul dinăuntru lor pentru a-l vedea pe cel din afară. Împreună, pentru totdeauna, pentru ceea ce înseamnă România Mare. Vă mulțumesc încă o dată! Vorbele lui Nicolae Iorga, neamul este etern prin cultul eroilor, scrise cu litere de aur pe drapelul asociației, constituie pentru toți un imbold și o datorie de onoare de a da dovadă de devotament și cinstire pentru eroii neamului românesc. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria este o organizație patriotică și democratică, non-profit, independentă, neguvernamentală, constituită pe baza liberei adeziune a persoanelor, care doresc să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimentele de adâncă recunoștință față de eroii și martirii neamului românesc, care s-au jertfit pentru țară. Este litera de lege pe baza căreia filialele din țară și noi, filiala județului Bacău, care avem statut propriu, beneficiem de statutul de utilitate publică din 2015 înregistrat la judecătoria Bacău. O să vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru excelenta colaborare pe care am avut-o în decursul anului 2022 și aș vrea să fac aici o mențiune specială de suflet unui prieten drag, domnului Dănuț Voicu, pe care, cu îngăduința dumneavoastră, v-aș ruga să-l aplaudăm pentru tot efortul pe care l-a făcut în cursul acestui an și vă asigur, vă spun că, ca unul care am stat foarte aproape de dumnealui, că n-a fost deloc ușor, cum de altfel nu ne va fi deloc ușor în viitor. Și spun asta pentru că, așa cum s-au spus lucruri minunate mai devreme, pornind de la domnul Geo Popa, pe care l-am ascultat cu deosebită atenție, se vrea și sper să nu se reușească să ni se rupă rădăcinile. Prin tot ceea ce se face astăzi, și ca să vă dau câteva exemple, am să mă opresc doar la unul singur. Noi astăzi, în cadrul ceremonialelor oficiale, nu e vina nimănui din cei care sunt prezenți aici, nu mai suntem incluși în ceremonialul oficial. Depunem coroane și gerbe de flori după eveniment. Și asta spune tot. Mulțumesc mult și la mulți ani! Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național, după care membrii filialei au analizat bilanțul activităților anului 2022. Venituri din donații au fost de 31.881 de RON. Total venituri anul 2022 au fost de 50.926. Total cheltuieli, că evident fără cheltuieli nu se pot face activități, au fost de 47.629 de RON. Excedentul financiar a fost de 3.302. Dacă anul trecut eram foarte pesimist și spuneam că cifrele vor fi foarte mici, vreau să vă spun, spre surprinderea mea și spre surprinderea mea, au fost de 30% majorate față de anul trecut, ce am estimat. Deci noi am estimat cu 30% mai puțin de ce am realizat de fapt anul acesta. Acum ne propunem să estimăm pentru anul 2023 venituri din cotizații 20.000 de lei, venituri sponsorizori și donații 32.000 de lei,
Total venituri estimat pe anul 2023, 52.000 de lei. Total cheltuieli estimate, 47.000 de lei. Rezultatul excedent, 5.000 de lei. Sperăm să ne ținem spre linia de plutire. Să depășim și anul acesta cu 30%. Doamne ajută! De asemenea, președintele filialei Bacău Cultul Eroilor, Dănuț Voicu, a oferit tuturor distincții de merit. Să ne sprijiniți în continuare cel puțin cum a fost la nivelul anului 2022. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Ne străduim ce-i drept. Poate nu reușim întotdeauna la nivelul la care ar trebui noi instituțiile, sau noi militari, să spun așa, să desfășurăm activitățile pentru recunoștința pe care ar trebui să o arătăm predecesorilor noștri. Oricum, vă felicit pe dumneavoastră pentru activitatea pe care o desfășurați. Vă rog să, eu știu, ne căutați anul viitor să stabilim poate mai multe activități pe care dumneavoastră să le inițiați și în care noi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maior Constantinenia, județului Bacău, să căutăm soluții și să vă sprijinim, pentru că, v-am spus, cel puțin noi care suntem militari și trăim în perioada asta, trebuie să punem mâna și să vă sprijinim în tot ceea ce desfășoară Cultul Eroilor. Vă mulțumesc pentru aprecieri, vă doresc un an nou cu sănătate, putere de muncă și împliniri cât mai multe. E o onoare pentru noi ca instituție să primim această plachetă din partea asociației. Mie îmi place să fiu scurt și concis. Așa voi face și astăzi. Contați pe sprijinul nostru, care zicem noi că a fost constant și punctual. De fiecare dată când ați avut nevoie, am fost alături de dumneavoastră și sunt convins că și de acum încolo va fi același, chiar și mai pronunțat dacă va fi nevoie. Vă mulțumim frumos pentru gândurile frumoase de astăzi. Mă aplec însă și în fața acestei conduceri formidabile pe care o are asociația dumneavoastră aici la Bacău. Este de un dinamism impresionant. Vă rog să mă credeți că chiar știu ce se mai întâmplă și în alte locuri din țară. Este de un dinamism impresionant. Nu pot decât să mă aplec în fața dumneavoastră, în fața ceea ce ați făcut, și aș dori din tot sufletul, sper din tot sufletul, ca exemplu ce ați făcut dumneavoastră, ce ați dăruit semenilor, să fie preluat și de generații mai tine. Nu neapărat în materie de războaie, în materie de conflicte, ci în materie de dragoste față de țară. Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala Bacău, și-a dublat deja numărul de membri, crescând și numărul activităților care au fost organizate în 2022 și a promis că în 2023 se va menține ștacheta ridicată. Incredibilă decizia luată de primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Vremuri grele cer măsuri disperate, dar tot ele dau naștere la oameni puternici. Spun câteva vorbe înțelepte din popor. Conștient fiind de investițiile pe care le avem de cofinanțat din bugetul anului 2023 și de responsabilitatea derulării unui număr impresionant de obiective, împreună cu domnul viceprimar am decis să renunțăm în mod voluntar la 20% din drepturile salariale lunare cuvenite, respectiv anular sporului pentru gestionarea de fonduri europene, proiecte aprobat prin PNRR, alături de noi, toți funcționarii publici din cadrul primăriei comunei Gura Văii vor avea salarii diminuate între 10 și 20% prin stabilirea valorii coeficientului la nivelul anului 2019, respectiv 2080 de lei și nu cea aferentă anului 2023, respectiv 3000 de lei, a transmis acesta. Acest lucru a fost propus și Consiliului Local comunei Gura Văii prin proiectul de hotărâre numărul 11.382 din 7 decembrie 2022, inițiat de către subsemnatul și adoptat prin hotărârea Consiliului Local Gura Văii numărul 141 din 21 decembrie 2022. Implicit, în virtutea codului administrativ și consilierilor locale ai comunei Gura Văii, li se vor reduce indemnizațiile pentru participarea la lucrările Consiliului Local. În cursul anului 2023, în cadrul primăriei Gura Văii, nu se vor acorda sporuri de condiții vătămătoare
sporuri de calculator, ori alte tipuri de sporuri prevăzute de legi speciale, dar nejustificate. Aceste măsuri vor scădea considerabil fondul anual de salarii și ne vor permite să asigurăm din bugetul local sumele necesare începerii derulării ori definitivării unor investiții precum alimentarii cu apă în satele Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, Comuna Gura Văii, Județul Bacău, extindere rețea de apă potabilă în Comuna Gura Văii, Județul Bacău, proiect integrat prin înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în Comuna Gura Văii, modernizare iluminat public în Comuna Gura Văii, Județul Bacău, modernizare infrastructură rutieră în Comuna Gura Văii, modernizare stradă Pătrășcani în Comuna Gura Văii, Județul Bacău, cămin cultural Dumbrava, sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public la nivelul Comunei Gura Văii. Alte investiții necesare dezvoltării comunei noastre, a mai explicat primarul Comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Fostul director al Direcției de Impozite și Taxe Locale din Primăria Bacău, Tiberiu Ciobanu, alți doi angajați ai instituției și un expert evaluator au fost trimiși în judecată de DNA Bacău pentru abuz în serviciu și alte infracțiuni. Astfel, municipiul Bacău ar fi fost prejudiciat cu peste 54.000 de lei. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților Tiberiu George Ciobanu, director executiv adjunct al Direcției Impozite și Taxe Locale Bacău din cadrul primăriei municipiului Bacău pentru abuz în serviciu, Dana Mihaela Bălan, la data faptelor consilier superior în cadrul primăriei municipiului Bacău pentru abuz în serviciu, Mircea Oniga, la data faptei expert evaluator autorizat ANEVAR pentru complicitate la abuz în serviciu și Emanuel Loreta Mihalachi, la data faptei inspector de specialitate în cadrul primăriei municipiului Bacău. Echipa Acum TV vă transmite să aveți un an nou fericit. Toate eforturile depuse în 2022 să aibă succes în 2023. La mulți ani! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 3 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Miercuri 4 ianuarie, cerul va fi senin aproape toată ziua, maxima zilei urcă până la valori de 7 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 2 grade Celsius. Joi 5 ianuarie, cerul va fi mai tot timpul înnorat, maxima zilei nu trece de 10 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kit.